Să vii să propui doar pentru că ți impune PSD și domnul Ciolacu la ICR, la Chișinău, o colaboratoare apropiată a oligarhului Plahotniuc, mi se pare o insultă la adresa statului român și a relației statului român cu Republica Moldova. Dumneavoastră, cu cine ați fost colegă în cabinetele din care ați făcut parte? Mulțumesc pentru întrebare. Da, am fost colegi cu mulți reprezentanți ai autorităților de azi a Republicii Moldova. Te întâmplă să fi fost cumva colegă de guvern și cu actualul prim-ministru al Republicii Moldova, domnul Răcean? Da. Ați decis să respingeți oferta rușilor și să mergeți pe direcția pro-occidentală, așa este? Așa este, domnule președinte. Da. Vă mulțumesc. Te lepezi de satana? Mă lepă de satana. Te lepezi de satana? Tocmai am zis, asta am zis, că mă lepă de satana.